această serie. În episodul de azi am ales o poveste care nu prea e de acest timp, adică e vorba de Krampus, povestea cu Krampus. Toată lumea o știe. Și precum puteți vedea aici, bine, nu toată lumea știe povestea, dar toată lumea cred că auzi de Krampus. Acum când filmez eu, e întuneric în camera asta să vă arăt. Uitați, eu filmez pe întuneric, deci e foarte creepy la mine. Și precum puteți vedea, da, aceasta sunt eu, Cătălin CRS. Să-mi ziceți voi, arăt mai bine cu ochelari sau fără ochelari? Mie mi se pare că arată mai bine fără ochelari. Așa, hai să revenim la videoclip. Așa mi-am pus ochelarii și, precum puteți vedea, azi vrea și voi să ascultăm povestea. Dar uite ce se întâmplă. Stați un pic. Îmi cer scuze pentru reclamă. Ia. Ever since I can remember, we've always had one of those old vintage Parker Brother Ouija boards sitting in our closet collecting. Da, asta este problema. Este în engleză. Dar hai să ne uităm decât la fotografii. Hai, și în episodul următor o să mai fac unul, dar... Sau ce mai... Hai, sau hai! În episodul următor o să fie tot despre Krampus, din păcate, dar o să vă citesc eu. am răcit un pic, hai să dăm la videoclip. Ne o să ne... Ever since I can remember, we've always had one of those old... Până mă duc eu să vin lumina, voi să dați like și subscribe. Hai! Mă duc. Gata, am venit, sper că ați apăsat butonul de like și subscribe. Hai să revenim la poveste, să dăm aici. Vintage Parker Brother Ouija boards. When I was a kid, I always wondered what it was. From the box, it seemed like a horrible board game. Este vorba despre un joc. Care? Un copil care a găsit un joc. Trying it out with me, and eventually got him to play along. We put our hands on the planchette, and I began asking the typical cliche questions like, is there anybody there? And can you answer me? Other than my brother joking around the planchette around to imitate an answer from some kind of entity, there was no real response. After getting bored, we put the game back in the box. I did a little research that night to find out how to make Ouija boards work. Many people said online that the most ideal environment when using a Ouija board is in a dark room only lit by candles. So when my parents weren't home, I managed to gather like 6 or 7 candles and convince my brother to try it one more time. I lit the candles and set them around the table in the dining room with all the lights out. We tried one more time. I asked again if there was anybody there. The planchette began to move. I told my brother to stop moving it, but he swore he wasn't. I told him to move his hand away, and he did. It kept moving. My brother thought I was messing with him, but I didn't pay attention. The planchette landed on the word, yes. I was only 9, so I was legitimately shitting myself. My older brother had to take over. He asked the question, are you a good spirit? There was a 5-second pause before my brother's hand moved along with the planchette to the word, no. We both looked at each other, and at this point I ran to my room and shut the door behind me, but he continued on with the so-called game. I heard his muffled voice come from down in the dining room, when all of a sudden I heard him screaming at the top of his lungs. I ran back downstairs to see what was wrong. He was holding up his shirt, feeling a small open wound that almost looked like a claw mark. He told me to set the fireplace immediately, and I obeyed. He threw the thing in the fireplace and told me to never speak of what happened to anybody. We have never used a Ouija board since. Și de aici începe povestea. Da, frumos am zis. Și hai să dăm drumul. Și nu o să mai fie nevoie de alt video. Așa, hai. Krampus, poveste în groază. Copii, ați fost cuminți pe parcursul anului. Gândiți-vă bine înainte să răspundeți, căci e foarte posibil ca o atitudine posnașă să vă aducă o întâlnire cu Krampus. Krampus nu e un moș prietenos, aducător de daruri și nici variantă puțin uracioasă a lui Moș Nicolae, care într-un acces de furie, lasă un pat lângă ghetuse. O, nu! Krampus e o creatură hibridă, jumătate demon, jumătate tap. Sap, cred că vrea să scrie. Sap, care vine odată cu Moș Nicolae și taraste copiii neascultători. Direct în iad. Tărește copiii neascultători direct în iad. Acolo unde își are bârlocul. Demonul de Crăciun vine din mitologia germană. Insusi, numele îl sunt derivat din Krampen. Însuși, numele îl trădează. Krampus, fiind derivat. Nu prea înțeleg eu, pentru că nu are dalea. Adică atât să fie virgulă la căciulă. La și tot virgulă asta, din Krampen, fiind devirat din Krampen, care înseamnă gheara mai mult mitologie nordică, identifică în persoana fiului zeiței Hel. Hel înseamnă iad, știți și voi unii dintre voi. Krampus călătorește odată cu Moș Nicolae și are o slujbă cu totul și cu totul specială. Îi pedepsește pe copii. Pe copii neascultători, de ce vorbeam la I, trebuia să fie un I aici, îi pedepsește pe copii neascultători. Pedepsele sunt pe cât de creative, pe atât de înfricoșătoare. Asta, desigur, în funcție de cât de neascultător a fost Nicosul în anul care are să încheie în curând.
S-a încheiat, am iat-o. Așa, Krampus are întotdeauna la îndemână B, C și nu ele, pe care nu se sfilește să le folosească, iar pentru cei cu adevărat răi, vine cu o pedeapsă specială. Îi răpește și îi transportă la brulogul său, unde îi va chinui zilnic. Am mâncat un nuci. Chinui zilnic. Prin bătăi repetate, dar nu e chiar așa de rău. Perioada de tortură durează doar un an. Fiind prin excelență un personaj misterios provenit într-o veche tradiție pagână, Krampus a fost o bună bucată de timp interzis. Biserica catolică a preferat să își îndemne credincioșii să-i uite pe Malitiosul Krampus, să-l uite pe Malitiosul Krampus recent. Însă, Krampus a început să câștige din nou popularitatea. Noaptea de 5-6 decembrie este prilej de sărbătoare pentru iubitorii demonului Krampus, Krampus Lauf, popular în special în Austria, Germania, Ungaria, Slovenia și Cheia. Poate vreau să spun Cehia. Am citit eu greșit. Cheia. Că dacă vreau să spun China. Cehia. E sărbătorită prin parade colorate unde tinerii se costumează în demonul încoronat. Ce scrie, mă? Încoronat. Așa, cam așa. Încoronat. Punct 3. În 1800, Krampus devenise un personaj iubit și comic. Cum să iubești un demon? What the fuck, România? Dovada o fac ilustrațiile haioase pe care familiile și le trimiteau în noaptea de 5-6 decembrie. Krampus îi infiora pe copii, dar părinții părese că îl găseau haios. Da. Un demon fictiv făcea odraslele neastâmpănate. Neasta părate, da. Să se tempereze cât de cât. Parcă dracul nu e așa de negru, nu e așa? În fine, nu știu ce să zic despre povestea asta, dacă v-a plăcut sau nu, dar nu știu, am adăugat-o la favorite pentru că mi-a părut că e atât de populară și o să o scot de la favorite. Sper că am putut să se supere. Am cam un videoclipul acesta, dar nu mi mă așa ceva. Și să dați acum, după ce le vedeți pe comunitate, și să votați noua poveste. Și nu uitați de like și subscribe. V-am pupat și în primul rând să fiți cu minți ca să nu vine Krampus la voi. V-am pupat, o seară bună, la revedere!